Crezi că n-am chilos tanga? Păi, Johnule, urciorul nu merge de multe ori la apă, dar de 2-3 ori e posibil să meargă. Așa că respectăm rețeta. Facem cel mai șmecher challenge din lume. Și pentru că eu am cumpărat deja legat la ochi tot ce puteam atinge, de data aceasta o luăm pe mamișor. Băi, Johnule! Așa că este foarte simplu, bam, nu. Nu este simplu, este mult mai distractiv. Pentru că mamișor va fi legată la ochi, iar eu o voi îndruma. Și credeți-mă, oameni buni, că o să o îndrum prin toate locurile din Carrefour. Adică și la ieftin și la scump. În ce belea ne bagă mamișor la nota de plată de la sfârșit? Ești pregătit, mamișor? Ai de bine, cum adică? Păi da, eu n-am venit să vă bag în belele aici. Păi atunci ai grijă ce atingi, dar legată la ochi. Adică, nu știu cum o să ai grijă. Cert este un singur lucru, Johnule. Eu voi încerca să o încurc cât mai mult în momentul în care o voi îndruma, spunându-i: aoleu, nu acolo că e scump, aoleu, nu acolo că e ieftin. Nu mai lungim prea mult polilogia, hai în Carrefour, hăți, Johnule. Hăți, Johnule, nu vă bucurați prea devreme, pentru că acest blocaj de vedere nu este pentru mine, că nu stăteam eu cu urechiușe roz, este pentru mamișor. Ține de aici, te rugăm frumos. Să nu stricăm freza, am primit indicații regizorale, didascaliile sunt la curent cu mamișor. Stai așa, să-mi stea frumos asta, să nu mă deranjeze la nas. Hai, mama, ține-te de coș. Nu văd nimic. Da? Ține-te de coș, eu sunt lângă tine aici și o să mergem prima oară. Mergi după coș cu mine, da? Hăți, Johnule, cumpărăm ce atinge mamișor prima oară. Mergi la stânga, te rugăm. Un pic la stânga. Mergi, mergi, mergi. Nu, ce faci? Vino, vino că te ghidez eu. Vino, vino, vino. E prea mare coșul, mamă, n-am cum să merg așa. Stop! De aici poți face stânga, dreapta, ce atingi prima oară? Aia ai cumpărat, mamișorule. Stânga, mă duc că sunt stângace. Vezi că e coșul, ai grijă, așa. Și vezi că în momentul în care ai atins, ai cumpărat. 3, 2, 1 și... Ai cumpărat primul lucru, mamișor, te rugăm frumos, arată la cameră. Eu n-am voie să văd. Tu nu te vei uita până la sfârșit. Te rugăm frumos să te bucuri de farmecul jocului. Mergem mai departe. Mamișor, dat fiind faptul că suntem în plină desfășurare cu construcția grădinii, te vom duce și la niște articole de grădinărită. Te rugăm frumos, te lăsăm singură. Stânga, înainte, bun, 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 bun. Păi, Johnule, îți place, a? Luați-vă părinții, luați-vă purceii, căței și ieșiți la Carrefour și distrați-vă, legați-vă la ochi și cumpărați bine. O las și voi pe bugete inițial. Stop, mamișor. 3, 2, 1 și... În toate direcțiile în care vrei, da? Ai atins deocamdată doar un raft, obiectul, da? Hop, gata, ai atins, ia-l de acolo, te rugăm. Doar unul, nu, mamișor, voia să iau un bax, mă, ești nebun. Doamne, ce-ai miroat? Pune-l în coș, te rugăm. L-am pus? Așa. Gata, hai de-aia, apucă-te de coș, mergem mai departe, next. Hăți, mamișor, întoarcerea din trei mișcări, ne întoarcem în jurul cozii, ținte bine, ținte bine și gata, la stânga, te rugăm. Stânga, haide, opa, vezi să nu dărâm pe aici, mamișor. Bun, mergi, 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 te rugăm, că ești doar la început. Ce, te-ai blocat? Păi nu, înainte, că până face poc. Mergi, stop! Gata, parchează coșul și te rugăm să atingi. Ai grijă ce atingi, că aici sunt foarte scumpe. Deci ai mare grijă ce atingi. Aici nu vreau să ating nimic, că mi-e frică. Aoleu, scump, 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 scump. Mai, pe cele mai scumpe, bă, mamișoare. Haide, pune-mi coș, hai. Aoleu, ce-o fi luat, Doamne? Many, many minutes later. Dar unde-i coșul? Pune pe jos, mă! Haide, haide, haide! Next! Haide, hai, mamișorul, te ajut eu pe aici, că e strâmtoarea Bosfor și Dardanele. Stânga, 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 mult, 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 mult. Mergi înainte, înainte, înainte. Mai mergi. Stop, 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 stop! Era să lovești pe cineva, mă, mamișorul. Și acum poți alege. Hai! În dreapta! Ce mă întreb pe mine? Poți să alegi unde vrei. Dar vezi că și aici sunt foarte scumpe, ai grijă, focusează-te, nu omorâ banii familiei. Fie-ți milă de banii familiei, te rugăm. Gata, ai atins, ai atins, ia-o. Ia-o, ia-o, hai, hai, ia-o, haide, ia-o. Aoleu, Johnule. Doamne, Iisuse Hristoase, câta ușurarea când am văzut că se duce spre 239 ron și nu spre 1100 ron. Am zis că ăla-i finalul. Pune-mi coș, mamișor, te rugăm frumos. Asta cu căutatul coșului cea mai tare. Gata, next. Deci să-mi spuneți voi mie dacă ați mai auzit de mamă care merge să-și cumpere lenjerie intimă cu fisul. Asta se poate întâmpla numai în contextul în care este legată la ochi, mamișor. Te rugăm, purcede. Mai la dreapta un pic. Bun, mergi, mergi, mergi. O să te anunțăm că aici găsești atât lenjerie de bărbat cât și de femeie. Așa. Depinde de ce parte vei alege. Stop! Lasă coșul și te rugăm frumos, cumpără ce atingi. În stânga sau în dreapta? În care vrei tu? În stânga. Ai mare grijă, gândește-te. Op, op. Bine, ia-i, te rog frumos. Și te rugăm frumos, întoarce-i și arată-i la cameră. Mie mi se pare super normal, adică la vârsta ta
Bă, la 60 și aproape... Care aproape? Care 3 aproape? Deja. 63 și... Deci la 63 de ani... Jumate tu cum aproape? O să-i întorci și cu spatele și să ne spui acum... Așa... Dacă îți asumi probatul și utilizatul tuturor lucrurilor pe care le-ai cumpărat astăzi legată la ochi. Îmi asum! Da! Bine, pune-n coș! Vrei să intri și tu în el sau? Next! Crezi că eu n-am kilos tanga? Sincer, nu știu dacă ai sau nu kilos tanga, dar nu cred că aș vrea să aflu asta chiar acum, în timpul acestui vlog. Lucru cert, știm cât de mult iubești animalele, așa că te rog frumos la dreapta, hai să cumpărăm niște mâncare de animăluțe. Dreapta, dreapta, subit! Înainte. 90 de grade. Înainte, înainte. Îți place să mergi așa legată, este? De, păi da, e distractiv dacă știi că e ceva. Mergi, 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 îți place mirosul, da? Îl cunosc. Și mergi înainte și te rugăm să cumperi ce atingi. În dreapta. E, nu-i rău, bravo. Pot să zic că eu aveam nevoie de asta acasă. Așa. Gata, hai, pune în coș. Eu simt nevoia să vă spun ceva, vă vedeți că după al patrulea, al cincilea produs deja găsește unde este coșul. Acum ieșim din himera Caterincii și vă spun un lucru. Vedeți, mă, cum se adaptează corpul uman imediat, creierul, bă. Creierul? Mai creierul. Degrabă, și, imediat. Da, creierul, creierul, da, logic, da, el da. Coordonează, da. Caide, next! Dar nu-mi stau urechile astea, mă. Înainte, mamișorul, înainte. Stop, 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 stânga. Cu coș cu tot? Da, cu coș cu tot. Mergi înainte, parchează și în dreapta ta acum sunt obiectele, da? Hop, atâta, că dărâm rafturi. Acolo, așa... Băi, ce față a făcut! Găsesc ceva sau nu e nimic? Pune un coș. Nu pot, nu pot! Păi de ce ai atins-o dacă nu poți? Mă bea cariu asta. Nu promet, am avut. Hai că te ajut eu cu asta, next! Păi, Johnule, suntem într-unul dintre raioanele mele preferate. Cred că îți dai seama din punct de vedere olfactiv care este situația. Da. Așa că te voi conduce până la o zonă virgină din punctul nostru de vedere. Vlogul nostru n-a văzut încă ce va vedea astăzi. De fapt, ce nu va vedea astăzi, ochiul tău când va alege. Stânga, stânga maxim. Stop și pe stânga. Hai, cu mânuțele astea două, cum ne-a învățat tovarășul Florin Călinescu. Opa! Opa, aici e gheață. Așa, haide. Perfect, acolo e ieftin și bun. Ăla-i. Gata, te rog, ai atins? Ia-o. Sau ia-l. Hai că te ghidez eu. Cum arată, nu cred. Întoarce-te, te rog. Așa, vino, vino, vino. Vino, vino. Că trebuie să o ducem la cântări, cred. Dar nu, hai să mergem, da, să fie ceva mai frumos. Merge așa, merge. Me, my mom and our grandchild. Stai așa unde mergem, aici la doamna, cred. Sărut mâna, doamnă. Avem una bucată, mamă neliniștită. Ce faci? Stop, stai! Omul... Da, așa, mai în față, mai în față. Stai un pic, să așteptăm. Stai, stai. Mamișor, zici că vrea să pună hâțul pe cineva. Stai așa, stai, nu mai ține așa ostentativ, poți să o ții mai aici, că doamna are ceva treabă și revenim imediat să vedem dacă ne iese cântăreala. Așa, înainte te rugăm, nu mai punem nap, că după aia te prinzi ce e, înainte. Așa, și dă-i doamne aici, hăs, Johnule. Next! Băi, coșul! Bă. Eu eram în drumul meu, Johnule. Lasă coșul acum, mamișor, și mergi oblic dreapta 30 de grade. Oblic dreapta 30 de grade. Stop, stai, stai. Acum mergi la stânga. Vezi că ești într-un raion special, da? Și acum nu o să atingi, doar o să arăți pentru că e ceva special aici și ne e frică să atingi. Da, mergi, 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 mergi și deja, deci de aici în față 20 de metri, te poți opri undeva și arăta cu mâna, domne, gen asta vreau. Da, uite, eu te țin așa să-mi te lovești, da? Și când vrei te oprești și spui: "Asta vreau." Să vedem. Stop. Și arată la dreapta. Mai jos un pic ca să știm către ce te îndrepți. Mai jos. Eu uite, bă, nu cred, bă, băiatule, bă. Vezi, bă, ce înseamnă sentimentul de gospodină? Cum s-a dus hâț imediat? Gata. Și spune-ne așa. 100 sau 200? Oh. Deci alege 100 sau 200? 100. Vezi, mă, economisește pe portofelul băiatul ei, mă. Bine, doamnă, 100 de... Da? Johnule, revenim. Mamișorule, în caz că se împute treaba, dacă înțelegi ce vreau să zic, deși mi-e teamă că legată la ochi nu prea ai cum, te rugăm frumos fix de aici să alegi ceva anti-treabă. Anti-treabă? De fapt anti. Mai mult cred că favorizează. Aaa, ia stai așa cum a venit o idee. Ia mai așa cu genunchiul ăsta fermecat. Aaa, și la tine cu genunchiul fermecat. Oh, bun, bun. Iau, Johnule, și punem coș. Asta e că l-am mutat aici. Hăs, Johnule, next și cu următorul și încheiem. Boom. Hăs, Johnule, e, acum să te văd eu cât de atât... Păi eu te văd, tu nu mă vezi. Acum să te văd eu cât de strânsă este legătura de sânge dintre noi. Ce faci? Iar nu te mai ții de ăsta? Ia să văd unde ești.
Ce face, noți? E, și de aici ce atinge ai luat. Vezi că scump pe rău aici. Atât, stop. Gata, mamișor, ia-l și pune-l în coș, te rugăm. Așa, gata, stai că m-am prins. Aici trebuie să fie. E bine? Gata. Bravo, mamișorule! Și acum, via casa de marcat să vedem prețul. Loviți-ne, doamnă! 511! Ba, o să văd, dacă tot ne distrăm de 5 milioane, apă, stai să văd eu acum, ia! Ia, mamișor, plătește, te rog! 500 și? 11! 1, 2, 3, 4, 5... Ești sigură că nu-s de 2 milioane? Oh! Ia număra, mă, 1, 2, 3, 4, 5! Atunci, 1, 2, 3! No, 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 mai puneți, e bine, doamnă! Eee! De ce ajutați, doamnă? Asta e așa ca de la mamă la mamă, m-ai înțeles? 6 milioane, John, vezi că aveai și de 10 lei, dar vă gata, nu-ți mai plac. Repede am să răspui al meu. Stai că am eu pe aici un leu. Haideți, scoate un leu de acolo. Face ce face, dar banii aia de la sub braț nu i-a lăsat. Păi portofelul mi-l știu cu ochii închiși, nu? I-a lăsat și mie un milion. Ia-ți, bă, restul de aici, să nu te iau că mă înjur pe stradă. Las-mă că facem plata la sfârșit. Tu crezi că participarea lui mamișor în vlog e gratis? Gata, doamnă? Mamișoare, acum să te văd când te dezlegi la ochi și vezi ce ai cumpărat. Uite cum ne așteaptă lămâița aici în față. Deschide, mami, Corando. Ești curioasă, recunoști? Sunt foarte deci curioasă. Deci și eu la vlogul ăsta cel mai mult am așteptat momentul în sunt care urma să ajung la portbagaj. Sunt curioasă ce am cumpărat 100 de bucăți. Ai rămas la 100 de bucăți ăla. Dar de ce ești tu așa sigură că sunt 100 de bucăți? Poate sunt... A, 100 de grame. Nu știu. 100 de... Ia, ești pregătită? Da, te rugăm frumos să-ți dai jos hățjonule. Bang. Și acum, obiect cu obiect, le vei lua și le vei pune în mașină, minunându-te sau nu de ce ai cumpărat. Asta am intuit că este un scaun. Dar poți, te rog frumos, să ți-l așterni aici și să stai să savurezi ce ai cumpărat. Periuța de dinți. Mamă, și ce de-aia deșteaptă. Dar ce, tu te speli cu de-asta electrică? Că eu mă gândeam cu eu, deci tu te speli cu electrică? Bine, Johnule, uite, bă, și la 63 mai ești pe baterii, nu știam. Păi, dar abia de acum trebuie să încep să luăm baterii, că nu mai merg pe cont propriu. Asta, ce Dumnezeu sunt ăsta? Știi când îți spuneam eu că-s foarte scumpe, ai grijă ce cumperi? Aulă, scump! Ai luat și de pahare de 3 lei. Așa, asta intuiam că te este... rog frumos, deschid-o, să vezi cum arată, scoate-o și mai arată toată la cameră. Să înțepenească Jacksana. Acum, bă, dar știi că n-a fost scumpă, mă, caracatița asta? E, na. Dar deschid-o să vezi cât de șmecher arată și să te uiți la vlog, fă-mă așa, pirarian, hai. Hai, mă, păi, dar mai e o pungă înăuntru. Păi, da, să nu le stricăm. Doamne, cum se simte la mână. Scoate-o de acolo să vezi cum umblai cu ea, să te uiți la vlog. Exact așa umblai cu ea și ai pus-o pe doi oameni. Deci o mergeai și l-o puneai pe umăr, așa. Na! Trebuie să căutăm acum. Nu, trebuie să o gătești, spun eu că noi de obicei ce cumpărăm aruncăm, dar acum cu tine nu se mai aruncă, bossule, că nu ne bate în joc de bani. Cum să aruncăm? Păi asta trebuie să fie o delicatesă. Bună, îți vă pup! Dacă vreți să facem poze, puteți să parcați. Zionule, pune caracața acolo. Aoleu, mașina mea. Nu, că nu se murdărește, că e împachetată. Aoleu, mașina mea, doamne, mi-a stat inima loc numai când am văzut că pune caracața acolo. Deci spuneți-mi voi câți fii bărbați la peste 30 de ani maturi merg cu mamele lor de peste 60 de ani la cumpărat de kiloți tanga. Băi, dar chestiunea știi Cric. Care este? Îmi sunt buni? Nu pe canalul meu de YouTube, te rog! Dar ce bă? Adică eu dacă am 63 de ani, n-am voie să port tanga? Gogoșari, Johnule! Ce să mai cauza 63 de ani cu tanga? Că le întrebăm și pe fetele astea acum dacă... Haide! Auziți, fetelor! Adică eu să nu mai port tanga dacă am 63 de ani? Poate iau la verificat de kilos pe aici, pe parcare. Ia să vedem aici. Asta era cu 100. Ai luat 100 de grame de drob. De-aia am ce spus că gospodina din tine. Că te-ai dus direct la drob. Erau toate mâncărurile din lume și tu de Paște direct pe drob ai pus mâna. Dar chiar trebuie să gustăm să vedem da, cum e. Da, eu gust de foame. Ia. Da, mama, hai că mergem acasă și mâncăm acum. Mănâncă-l pe tot, e bun. Mănâncă în față acasă. Da? Doamne, asta... Ce e ăsta? Grill! Uite, vezi, caracatița ar trebui să o facem pe grătar.
Astea-s vorbe din nevoia de mamă de a justifica cheltuiala făcută. Nu o să facem nici nimic cu grătarul ăsta, pune. Ba nu, nu e adevărat. Cum să nu facem? Bă, bun, poți să pui șosetele la uscat păr. Nu, 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 lasă, ăsta e chiar foarte bun. Asta mi se pare mie surpriza zilei. Din ce ai cumpărat? Ia. Vezi și tu cu eu dai cadou, dragă. A, păi da, și apucă ei să le dau cadou, că mă duc la botezul. Dacă aveți peste 3 ani și vă plac jucărele, scrieți-i lui Mamișor, hăzi Jonule, în comentarii jos și dați și like. Hăzi Jonule! Ești deshidratată cumva? Încerca să-mi spui, să-mi dai de înțeles că nu zi? Acum ori niciodată. Jonule, avem un bidon de 10 litri de apă pe care o să-l iau eu acasă și vă spunem că ne-am distrat colosal cu Mamișor la acest episod 2 din Cumpăr tot ce ating. Și mai place, mai vreau. Pe banii cui? Până una alta, nu uitați, dacă vă place și această formație, ne puteți scrie în comentarii să mai continuăm, să mai facem vloguri. Avem oricum și un soap de vieți în cap. Jonule Cori a propus cea mai tare combinație. Mamișor se va transforma în Dorian Popa. Până una alta, nu uitați însă să dați subscribe, Dorian Popa, să aprindeți cotopelul, pentru că fiecare dimineață de la 8 încercăm să vă bine dispunem oarecum zilele. Nu uitați, dați follow pe Instagram, Cori LV, eu sunt Dorian Luminița Popa. Follow pe Spotify, Dorian Popa, follow și pe TikTok, că suntem și acolo, Dorian Popa Hopa, și un like pe obositul domn Facebook. Vă dorim o zi și o cafeluță. Și acum amândoi deodată. Și mirobolante, da? Stai! 3, 2, 1 și... Mirobolante! Nu, te! Stai! Vă dorim o zi și o cafeluță mirobolante! Când vă gazela antilopa, pozăm să avem ce developa. Și uite așa ne trece noaptea. Și patul face scârț, și-am eu nu vezi la altcineva. Dar să nu mă spui lui mama, mai bine auzi ce-ți cântă popa.